Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna nouă din data de 18. La ora 7:36 se perfectează această lună nouă în 26 de grade și 43 de minute gemeni. Pentru voi este o schimbare, o transformare, o renaștere pentru scorpioni. Poate rezolvarea unei probleme legate de o datorie. Să vedem ce vă spune în primul rând tarotul ermetic și pe urmă vom vedea runele. Veți primi o informație, veți primi o veste, ceva care o să vă dea o stare de captivitate, dar observați că nicio spadă nu taie această floare. Deci veți avea în final șansa să vă rezolvați această situație a voastră. Dacă vă liniștiți, vă calmați, veți reuși să găsiți soluții, să găsiți un răspuns. Jupiter în Gemeni. Bun, deci aveți un 9 de monede. Arată o situație în care primiți niște bani. Sunt bani dintr-o sursă misterioasă, dar sunt bani care vă ajută. Puteți să investiți în voi, în lux, în bun gust, în cursuri superioare. Sunt bani care au, așa cum am spus, o sursă misterioasă, dar primiți acești bani. Și totuși comunicați foarte bine. Este o comunicare la distanță. O comunicare care vă ajută în ceea ce vă doriți voi, Mercur în săgetător, dar aveți aici și un 3 de cupe, o distracție, o petrecere. Poate că voi vreți să comunicați cu o persoană și în același timp să participați la această reuniune. Deci, sau la această reuniune vă hotărâți să începeți o activitate comercială, să vă deplasați foarte repede, să comunicați foarte repede pentru a obține niște bani. Deci, acestea ar fi în principal aspectele, dar veți primi niște bani, acest 9 de monede. Haideți să vedem. Sunt aspecte foarte bune, să știți, și aspecte mai puțin bune, dar și aspecte bune. Uitați, un ciocan al lui Thor. O victorie. Totul depinde de voi. De corectitudinea voastră. Și acum să le punem pe cele care nu sunt prea bune. Și observați. Din familie, aveți aici familia, o femeie s-ar putea să vă fi trădat. O femeie egoistă, o femeie care și-a urmărit scopurile ei și a trădat.
sau poate să fie și viața grea pe care ați avut-o alături de familie. Acest căruță, Raidoh, reprezintă căruța și s-ar putea ca această căruță să nu fi fost benefică pentru voi, fiindcă este răsturnată. S-au implicat foarte mulți oameni în viața voastră, și în viața voastră, poate chiar de familie, s-au implicat, astfel încât această femeie v-a trădat, v-a mințit, pentru a-și atinge scopurile ei. Aveți o relație care, în loc să se perfecteze, din contră, s-a destrămat, o lipsă de vitalitate, o cădere de vitalitate. Această rună arată o cădere de vitalitate și, bineînțeles, aici avem din nou o rună care arată întârzieri, blocaje. Orice ați face, deci totul se fărâmițează. Orice ați încerca să ieșiți din această situație, totul se fărâmița și îngheța. Reprezintă grindina. Deci este o situație dificilă. Dar toată această situație depinde de voi. Dacă voi vă doriți dreptate, adevăr, corectitudine și sunteți fermi în a vă păstra această atitudine, atunci veți reuși să schimbați această situație în avantajul vostru, și anume să vă găsiți la un moment dat, la momentul, deci să vă aflați undeva la un moment potrivit, în locul potrivit, momentul potrivit, pentru a culege sau a lua un câștig, pentru a avea o reușită. Aceasta este ciocanul lui Thor. Sau am putea spune, poate fi vorba și de o persoană în vârstă care să vă ajute, să vă îndrume. Și aici vă așteptați la o schimbare. Ceva se va întâmpla, această schimbare va veni lent, stabil și benefic pentru voi. Veți simți când aveți aceste aspecte benefice, fiindcă sunt în avantajul vostru, aceste aspecte benefice, și vă simțiți foarte bine. Vă dă o putere de luptă, astfel încât, iată, aici aveți o energie masculină. Dacă sunteți femeie, gândiți-vă la un bărbat care vine în viața voastră și este o persoană care vă apreciază, vă admiră și poate să fie o persoană care vrea să vă ajute, vă oferă ajutorul sau chiar daruri. Deci este un aspect foarte benefic, foarte rar această relație poate să fie o căsătorie. Dacă sunteți bărbați, veți cunoaște o persoană, un bărbat care este dispus să vă ajute, să vă susțină într-o situație. Deci este exact ceea ce am și spus. Voi aveți la baza pachetului acest 8 de spade, care vă dă acest aspect de orice ați face, totul nu merge, dar aveți grindina. Prin fermitate, hotărâre, dreptate, adevăr, veți reuși să transformați totul în avantajul vostru, să primiți niște bani, să vă descurcați foarte bine cu o comunicare, să participați la o distracție, la o petrecere, unde puteți cunoaște într-adevăr o persoană foarte puternică, energică, care să vă ajute cu ceva nou în viața voastră, care de fapt aduce binele în viața voastră, lent, stabil și benefic. Aceasta a fost citirea pentru voi, vă doresc numai bine și toate aceste aspecte le veți vedea la luna plină din Gemeni, peste 6 luni. Dacă v-a plăcut citirea sau vă ajută aceste citiri, puteți ajuta și voi canalul să se dezvolte dând un like sau abonându-vă. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc!